Reama a treia din Saul a murit în anul 740. După el a venit la tron Tisu, pe care îl chema Constantin. Constantin al V-lea, Copronimul. Îi zicea Copronimul pentru că Prunstin, când a fost botezat, a scurcat cristenica în care l-a botezat. Și la creștin există o vorbă românească. Să mai iertați acolo să zică fara ca vulgară, eu vă spun. Zice, a plecat dracul și a venit taci. De data asta se poate spune, a plecat dracul și a venit fițul. Fiindcă Constantin Copronin era mai mare economat decât taci. Mult mai dăsură. Acest Constantin Copronin a convocat un sinod la Constantinopol în anul 753. În palatul său era Hieria. Și acolo de la cerut episcopilor adunat să facă ce dorește ea. Însă nici Roma, nici Alexandria, nici Antiochia, nici Ierusalimul n-au primit reprezentanți la acest sinod. La acest sinod de la Hieria din anul 753 au fost prezenți numai episcop bizantin, greci. Și s-au arătat clar și sluganici. Nu de tot. Că împăratul voia mai mult decât ceea ce voia ei, ceea ce conținteau ei să anunță. Împăratul ar fi vrut ca să se interzică invocarea numelui Maicii Domnului în timpul slujbii. Și n-au acceptat. Împăratul a vrut să se scoată moaștele din biserică. N-au acceptat. Dar în privința icoanelor, au cedat. Și-au admis ca să se dea o părere, ca să nu mai existe icoane niciodată în bisericii ortodoxe. Trebuie să recunoaștem că acești episcopi s-au arătat slabi. Slabi. Și din nefericire, de multe ori în puterea bisericii, creierul superior s-a arătat față de puterea de stat slugane, clar. N-a știut să reziste, n-a știut să spună un cuvânt hotărât în fața puterii de stat, a plecat. Așa a fost și la feria. Și mai arăt că totuși unele lucruri nu le-a. Acest mare iconoclast, Constantin al V-lea Copronin, n-am mai trăit încă foarte mult timp, a fost în anul 775 și a fost urmat la tron de Leon al IV-lea, Cazarul sau Cazarul, pentru că mureța era din neamul Cazarilor. E, ăsta era un om mai moderat, mai grân. Creștinii ortodoxi n-au avut de suferit în timpul domniei lui. Trebuie să știți, prea creștini, că împotriva împăraților iconoclași, distrugători de icoane, cei mai acri au fost călugări. Nu preoții de mie. Nu. Episcopii, cum am spus, au arătat clar și slugavi și cum de multe ori se arată față de puterea din Davide de Cire, preoții de mie s-au arătat mai indiferent, dar călugări nu. Călugări au luptat pentru icoane și pentru ortodoxie. Și-a avut de suferit. În anul 780, Leon al IV-lea Cazarul a murit și a lăsat ca moștenitor pe un copil minor, Constantin al VII-lea, Porfirogenetul. Îi zice Porfirogenetul pentru că se născuse în Porfir, adică în Purpură, în Palatul Imperial. De la minor și a rămas ca împărăteasă regentă, ca după Leon al IV-lea Cazarul, pe numele de Irina. Irina era ortodoxă. Partizarea icoanelor. Și asta a hotărât să restabilească cultul icoanelor. Însă fiul ei, Constantin, cam dovedea inclinații iconoclaste. Ca și Leon al III-lea Isabel și ca și Constantin al V-lea Copronin. Și atunci, Irina l-a îndepărtat pe Constantin, Constantinul, a rămas ea singură împărăteasă, și a convocat un sinod ecumenic, adică universal, la Nicea sau Nicea Tipinei, în anul 787. Tot acolo la Nicea Tipinei a pusese loc primul sinod ecumenic din anul 325, convocat de împăratul Constantin cel Mare. Deci,
După lăturarea lui Constantin Porfirocenetul, Irina a convocat acest sinod ecumenic care crea Bitiniei, s-a întâlnit sinodul și a hotărât anularea sinodului de la Ierea de 753 și a restabilit în întregime cultul iconelor. A fost un moment important în istoria Bitiniei. Acolo, la Nicea, s-a luat alte hotărâri și este interesant de reținut că acolo, la Nicea, în anul 787, a avut loc ultimul sinod ecumenic. De atunci încoace, de la acel al șaptelea sinod ecumenic până astăzi, n-a mai continuat ecumenicul. Este vorba să se mai convoace poate unul, dar deocamdată acesta a fost ultimul sinod ecumenic în anul 787. După moartea Irinei, a venit împărat Mihai Rangav. Mihai Rangav a domnit între 811 și 813. Și în 813 iar a avut loc o nenorocire. A venit la tronul imperial Leon al V-lea armean. Și acesta, ca și Leon al III-lea, era un militar, un foarte bun militar, un bun comandant de oști, însă pe cât era de mare militar, pe cât era de mare iconoclast. Și se zicea chiar, Leon chiar, a persecutat, a terorizat, a omorât, au fost nenumărați mucenici în domnia lui și în special Sfântul Teodor Studitul. Sfântul Teodor Studitul și alți mulți călugări. Leon al V-lea armeanul a murit în anul 820. Și în anul 820 a venit împărat în locul lui Mihail zis Bâlbâitul. Bâlbâitul ăsta era un încuciutorit. El a venit cu o propunere de împăcare. Să fie icoane în biserici, dar lumea să nu se închine la ele, să nu existe cultul icoanelor, să existe numai prezența icoanelor așa pe perete. El a murit în 829 și în locul lui a venit împărat Teofil, care a domnit până în anul 842. Teofil a fost și el un mare iconoclast. Ca și Leon al III-lea al Italiei, ca și Constantin al V-lea Cotronin și ca și Leon al V-lea Armean. A murit în 842 și atunci s-a repetat situația care avusese loc la moartea lui Leon al IV-lea Cazarul în 780. Adică, moștenitorul tronului fiind un copil minor, a fost încredințată împărăția unui femei, Sofie, răpătată de împărat, cu titlul de împărăteasă de basilică regentă, o chema Teodor. Și ca și Irina, vedeți, istoria se repetă uneori, ca și Irina, Teodora era o bună creștină, o bună ortodoxă și imediat a convocat Teodor și a restabilit cultul icoanelor în anul 842. De data aceasta, hotărârea a rămas și de atunci încoace, de la 842 și până astăzi, nimeni n-a mai contestat prezența icoanelor în bisericii ortodoxe. S-a hotărât atunci ca prima duminică din Marele Post să fie numită Duminica Ortodoxiei, și în această duminică să se sărbătoreze, să se prăznirească restabilirea cultului icoanelor și să fie anatemizat, adică blestemat, tot erect.